În aula magna a Universității Eftimie Murgu din Reșița a avut loc festivitatea de acordare a titlului de doctor honoris causa academicianului Adam Pusloici. Poet sârb și traducător, membru de onoare al Academiei Române din anul 1995, membru activ al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Scriitorilor din Serbia, creatorul curentului poetic de avangardă numit clocotism. Evenimentul s-a bucurat de prezența preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Trăim împreună aici o mare bucurie, un banchet spiritual la care am asistat și credem că maestrul academicianul Adam Pusloici rămâne pe mai departe un iubitor al României, un iubitor al românilor, pentru că a scris foarte multe poezii și în limba română și elogiază poeții români și mai ales elogiază pe marele poet și prietenul său, Nichita Stănescu. Iată, azi la Reșița sunt un om de plin, un om bucuros și sunt foarte mândru pentru acest titlu de onoare, doctor honoris causa la Universitatea Eftimie Murgu, cu care, într-un fel, cred că și semănăm așa noi doi, străbunicul și strănepotul, haiduc eu, savant eu, poet eu, fiind și după familia Aigrui, după bunică, fiind și strănepotului Baba Novac. Așa că când am intrat în Academia Română, acum aproape 20 de ani, am fost cel mai tânăr academician. Îmi pare rău, dar mi-e teamă că și astăzi sunt printre cei mai tineri. Au participat conducerea Senatului Universității Eftimie Murgu din Reșița, autorități județene, numeroși profesori și preoți din localitate, reprezentanței vieții culturale reșițene, precum și foarte mulți studenți și iubitori de poezie din Reșița. Universitatea Eftimie Murgu din Reșița este astăzi în sărbătoare, o sărbătoare de suflet. Am acordat în ședință festivă titlul onorific de doctor honoris causa al Universității Eftimie Murgu din Reșița, academicianului Adam Pusloici, poet sârb și traducător literar, fondator al curentului literar clocotrism. Este o personalitate care clocotește, în adevăratul sens al cuvântului, o personalitate importantă, cu o bogată operă literară și o personalitate care iubește nu numai pe Nichita Stănescu, ci iubește România. E un personaj, cum se spune, un personaj nu numai prin ce scrie, ci prin cum se poartă în viață. Un om interesant, un om pasionat, un fel are o fire profetică în el, e un agitat, cum am zis. Se identifică din cele două culturi și chiar aparține, cred, în cele din urmă și culturii române. Noi l-am băgat în dicționarul academic pentru opera lui și pentru opera de traducător. L-am primit în Academia Română ca membru de onoare și bine am făcut. Iar Universitatea din Reșița iarăși bine a făcut că i-a dat acest titlu onorific. Programul manifestărilor prilejuite de ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa a cuprins și vernisarea expoziției grafice Nichita Stănescu.